În fiecare duminică, fetele și băieții din Casa Iubirii află care sunt cei mai iubiți concurenți de către public. În această săptămână, Andreea Mantea a anunțat că o fată și doi băieți au fost cei mai votați de către telespectatori. Cine a fost desemnat favoritul săptămânii, emoții extrem de mari în gala Casa Iubirii din această săptămână? Suspansul a atins cote maxime în cadrul ediției de duminică, 10 martie, a emisiunii Casa Iubirii. Iată cine a fost desemnat favoritul săptămânii, astăzi vom afla concurenții din fruntea clasamentului. Atenție! Într-o ordine aleatorie sau nu? Robert, Patrick și Larisa. Acești trei concurenți sunt cei mai votați din această săptămână. Într-o ordine aleator sau nu, vă voi spune cine se așează pe scaun dintre voi trei. Așadar, Robert, așează-te! În competiția pentru titlul de favorit din această săptămână au rămas Patrick și Larisa, a anunțat Andreea Mantea. Așadar, dintre cei trei concurenți, Robot a avut cele mai puține voturi. Astfel, Andreea Mantea a anunțat că, în urma voturilor transmise de telespectatori, concurenții care luptă în continuare pentru titlul de favoritul săptămânii sunt Larisa și Patrick. Andreea Mantea i-a chemat pe Larisa și Patrick lângă ea pentru a înmâna cecul de 5.000 de lei celui care are cele mai multe voturi din partea publicului. După alte câteva momente tensionate. Andreea Mantea a anunțat că este o premieră, iar cecul de 5.000 de lei va merge în casa fetelor, mai exact la Larisa, în această săptămână, concurentul cu cele mai multe voturi primite din partea telespectatorilor, dintre Patrick și Larisa este Larisa, a anunțat Andreea Mantea. Larisa a avut cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, în această săptămână, astfel a câștigat 5.000 de lei și se va bucura de imunitate. O să zic ceva din suflet. Eu când am spus că vreau să plec acasă, nu a fost cu intenția de a ieși favorită, așa cum spune toată lumea în mediul online.